Municipalitatea intenționează să acceseze axe de finanțare care să susțină înființarea unui parc fotovoltaic. Panourile ar urma să fie montate pe fosta groapă de gunoi, sigilată, care zace lângă cea de-a doua groapă de gunoi pe care se află mii de tone de deșeuri care nu au mai fost transportate la Girov după închidere. Pentru parc fotovoltaic sunt axe de finanțare atât prin granturi cât și prin fonduri europene. De aceea a fost identificată sau s-a stabilit ca o zonă care este în proximitatea fostei gropi de gunoi ar fi suficientă pentru un astfel de parc și pregătim documentația pentru a putea accesa o viitoare axă de finanțare. De aceea îl pregătim și să fie ca o compensare atunci când de obicei e cald, e soare, avem apă mai puțină, hidrocentrala nu mai merge la capacitate maximă și atunci putem compensa cu producerea energiei printr-un parc fotovoltaic. Pentru parc fotovoltaic, acolo. Mai avem un proiect care la fel va fi finanțat prin Ministerul Mediului, care prevede amplasarea pe atât pe blocuri cât și pe terasele instituțiilor publice a panourilor fotovoltaice. Și atunci am făcut o primă inventariere a acelor clădiri care ar putea să se înscrie în acest program. Trebuie să facem la fel un studiu pentru că în momentul în care se va deschide axa de finanțare să putem aplica. În plus și alte axe de finanțare privind acest sector sunt pe cale să fie deschise anul acesta, așa că municipalitatea stă pregătită cu studii pentru a prinde finanțările aferente programelor.